Următorul mod, pe dacă strânge 40 de like-uri la acest video, o să fac cu luminițe gen decorațiuni pe tot orașul. Salutare, mă, băieții, bine v-am regăsit la un nou videoclip. Băieții, în episodul de astăzi doresc să vă arăt un mod pe care Punctedul a creat și a zis că l-a făcut special pentru voi și că la ultimul mod pe care l-am postat am strâns, băieții, peste 2500 de like-uri, peste 2500 de views și peste 70 de like-uri, ceea ce pe el doar l-a putut bucura și a zis, hai mă că mă vă mai fac aici un modpack și acesta este noul modpack, ați văzut și voi acolo frumos totul de la logare. Băieții, dacă mai vreți episoade pe viitor, nu uitați să dați acolo un like, un share, un subscribe și să scrieți în secțiunea de comentarii dacă vă place modpack-ul. Modpack-ul este unul low PC de iarnă, s-a zis și un FPS. Nu știu exact dacă este low PC, fiindcă are modul ăla pe bullet. Asta este a doua oară care încerc să filmez, 60 FPS-uri, anul 80-79. Bă, eu zic că se mișcă destul de fluent și doresc să încerc scuze că n-am mai pusat și eu de ceva timp, dar am revenit acum cu un modpack și sper să vă placă și sper că și la modpack-ul acesta pe care căruia a depus foarte mult timp, sper să strângem și noi cât mai multe like-uri. De asemenea, nu uitați să-mi dați și un follow pe Instagram, îl aveți în descriere, și canalul lui Edu, să vă duceți acolo la el, să dați un like, un share, un subscribe, un like, subscribe, un share, m-am obișnuit cu tot acâmul ăsta al meu. Păi haideți să începem cu prezentarea. Primul lucru pe care îl vedeți la modpack, bineînțeles la orice modpack pe care îl vedeți, este hood-ul, băieții. Avem un mobile hood. Aici avem aici ceva schimbat. Păi bineînțeles, cum naiba să nu mă sune pe mine careva și să-mi strice tot clipul. Haideți să trecem mai la prezentare. Pana mea, așa mi se întâmplă, mă frate, de fiecare dată când încep și eu să filmez, mă sună câte cineva și îmi strică tot clipul, mâncați așa. Am să văd eu cum voi face la edit. Haideți să trecem. După cum ați observat, aici este fistul, nu este schimbat, dar este acest mobile hood. Mai map-ul puțin mai micuț acolo în stânga jos. Da, de asemenea, în stânga jos, sau unde să fie. Avem și acest, am putea cum se numea, însă este Rainbow și sărbători fericite. Că aproape se apropie pe iarna, Crăciunul, alea. Modpack-ul, asta este și prima dată când intru și eu pe modpack, însă l-a optimizat destul de mult. Și din câte am auzit și eu pe el, nu mai e crash-ul, frate, fiindcă parcă până înainte luai anumite crash-uri și l-a optimizat și acum nu vrem la niciun crash. Băieții, fix în momentul acesta m-a sunat chiar Red, nu știu, cred că vrea să jucăm ceva CSGO și a zis și el că vine pe Discord. Haideți că revenim cu el pe Discord. Gata, am revenit aici cu ăsta pe clip, asta este a doua care încerc să filmez cu el. Cu el pe clip, el este pe acolo pe Discord. Gata, am oprit sunetul la joc, ca cam alea erau sunetele. Păi, trebuia să vă prezint mâncava așa. Of, la ce am rămas? Parcă la mașini. Pe mașini sunt doar două moduri, pe Inferno și pe Legim. Cam ăla este Legim din față. Haideți să mergem repede jos, să vă arăt și armele. Stați când dau un spawn change. HP-le stați, fiindcă am luat crash și nu s-a salvat tot ce am filmat. Și texturile sunt schimbate, după cum o puteți observa, și pe jos sunt, e zăpadă, vegetația la fel, pomii ăștia au pe ei acolo niște zăpadă, eu cred că este destul de ok, și este un mod pe low PC, dacă doriți puteți să scoateți modul de pe LG, fiindcă ăla mănâncă ceva FPS-uri și pana mea. Haideți să mergem pe jos să arătăm și are... Nu mănâncă deloc pe LG, e un Lamborghini, dar e mai pe low. Înțelegi? L-am găsit pe net. Asta l-am găsit pe Game On. Da, cam ăsta este Deagle-ul. Stai să mă împărte armele. Cam astea sunt armele Deagle și M4. Sunt low de asemenea. Cu ținta asta albă, negru cât mai precisă. Cu Deagle-ul ăsta la fel care are aceeași țintă. Mamă, deci puteți să trageți cu ținta asta. Dați numai 3 din 3, luați ban. Luați-am ban după. Ah, băieți, o să aveți în descriere și canalul lui Edu, să vă ce la să dați acolo un like și un subscribe. Mai face-l așa și un dislike. Live-uri, 20 de FPS, dar merge și așa.
se mai blochează, mai pică. Vă recomand să intrați acolo dacă vreți să vedeți ceva de calitate. Da, mă, aici aveți de aia cu sărbători fericite, Rainbow, frumos, tot ce trebuie, cu un info, așa se numește. Mi-am adus, mi-a adus asta. Următorul mod, pe dacă strânge 40 de like-uri la acest video, o să fac cu luminițe, gen, decorațiuni pe tot orașul. Nu cum mai trebuie update-uri și alte căcaturi. Ia au zis băieții, haideți dați acolo like-ul ăla, că și eu de-abia aștept să vă montre cu... Eu n-am răbdare să fac multe, nu știu dacă voi face pe viitor, dar... Pana mea. Eu fac când am timp și când mă plictisesc. Pe ăsta l-am făcut așa. Că se apropie și iarna, totul aici, tot ce trebuie. Bă, un modpack ăsta de A venit. tentă a unui modpack pe care la fel îl făcuse pe RPG și bă, de aceeași tentă, doar că hood-ul ăsta e diferit. Nu știu ce, copacii aceia, zăpadă pe jos, adică nu știu dacă era zăpadă, în fine, doar că copacii ăștia îmi par cunoscuți, mapa pe mână nu avem, fiindcă cauzează crash-uri periodic și pana mea, decât să o las crash-uri, și aia mai bine, nu? Bă, cine avea să mă mai prezint? Apa, e foarte puțin schimbată, nu cred că are rost să vă prezint, fiindcă melene să mă duc chiar să iau mașină sau ceva să mă duc să vă arăt. Însă, băieți, cam atât a fost și cu prezentarea asta, aveți metricul în descriere. Bineînțeles, și canalul Edu, sau să-mi dați și mie acolo un follow pe Instagram, să fac și eu cât mai mulți urmăritori. Da, bă, v-am lăsat să luați modpack-ul, fiindcă este un super șmecher, 40 de like-uri, scoatem un nou modpack, adică îl scoate Edu, hai, baftă!